la data de 16 iunie polițiștii serviciului de investigare a criminalității economice Sălaj au efectuat două percheziții domiciliare în județul Sălaj la locuința și magazinul unei persoane bănuite de infracțiuni economice din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2022, o femeie de 45 de ani din Zaleu ar fi comercializat, atât prin intermediul unui magazin din Comuna Sărmășag, cât și prin intermediul unor rețele de socializare, produse susceptibile de a fi contrafăcute, constând în articole de încălțăminte și îmbrăcăminte, purtând în semnele unor mărci consacrate. În urma percheziților, polițiștii au descoperit bunuri susceptibile de a fi contrafăcute și le-au indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor, urmând ca valoarea acestora și prejudiciul cauzat să fie stabilite ulterior. De asemenea, au fost emise două mandate de aducere care urmează să fie puse în executare. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente pentru comiterea infracțiunii de punere în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare. Activitățile au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Sălaj. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.